De foarte mulți ani, Bere Gratis este una dintre trupele rock foarte iubite, foarte îndrăgite. Când spui Bere Gratis, inevitabil, implicit spui Mihai Georgescu, adică Miță, cum îți spun ție prietenii apropiații. Te-aș ruga să-mi spui ce înseamnă pentru tine Bucureștiul. Bucureștiul este un freamăt. Bucureștiul e o agitație permanentă, o goană, o înșiruire, dacă vrei, de înjurături în trafic, combinate cu zone liniștite, de parcuri, care și alea se aglomerează, dar alea sunt frumoase pentru că auzi chiote de copii. Știi? Și e o alternanță între înjurăturile din trafic și chiotele de copii. Și asta înseamnă o populație foarte mare. București a devenit nu numai capitala țării, ci este și locul unde se întâmplă freamătul cel mai mare cultural. Cum vezi diferența dintre Bucureștiul din copilărie, adolescență și cel pe care îl percepe acum cu ochii unui om matur? Eu sunt bucureștean din generație în generație și m-am născut în București, n-aș putea să trăiesc în altă parte decât aici. Pe cât urâm toată zăpăceala asta, pe atât de mult o și iubim, pentru că altfel ne-am plictisit fără ea. Bucureștiul față de atunci când eram copil s-a schimbat foarte mult. S-a creat și o invazie de trupe din provincie, într-un procent destul de mare de oameni care nu înțeleg ce înseamnă Bucureștiul, care este valoarea lui nu numai istorică, ci care este valoarea lui ca populație, ca cei care locuiesc aici de foarte mult timp. Pe vremuri oamenii, până cu mult înainte să mă nasc eu, mergeau pe Calea Victoriei, da, și pe dreapta se întorceau pe stânga, bărbații scoteau pălăriile, indiferent de dacă se cunoșteau cu ceilalți participanți la plimbare. Lucrurile s-au degradat și acum avem parte de foarte multe șicane, de foarte multă golăneală, de foarte mult ghiolbănism, mitocănie. Din păcate, această schimbare s-a realizat și imediat după Revoluție, pentru că București a fost un oraș foarte liniștit, iar acum este un oraș cu foarte mare tămbălău. Da. Ce zonă din oraș îți place cel mai mult? Cred că zona copilăriei, adică care? Cișmigiu. Zona Eu am copilărit în zona Salii Palatului și pentru noi, când eram eu copil, era o performanță foarte mare că puteam să mergem la două cinematografe care erau în cartier. Unul era mai de fiță și se rulau filme destul de rar la sala mică a Palatului, adică unde este acum în spatele Muzeului de Artă, și la Cinema Union, care era o chestie... Cinemateca era atunci. Acum a devenit Cinemateca. Atunci era un cinematograf obișnuit, micuț, unde noi mergeam să vedem filmele care rulau. Tocmai mi-ai spus că n-ai putea să trăiești în altă parte decât în București, dar prin natura meseriei tale ai umblat prin toată țara, ai ieșit din țară. E vreun oraș care ți-a plăcut în mod deosebit și ai vrea să fie și Bucureștiul așa? Mi-a plăcut foarte mult Iașiul. Avem și niște amintiri foarte frumoase, că am tras primul disc acolo și mi se pare că este un oraș care a crescut foarte tare și care a restaurat niște valori culturale fantastice. Din păcate au făcut și niște greșeli, cum ar fi Casa Pogor, care reprezenta un blazon pentru Iași. Acolo se întâlneau toți oamenii de cultură. Elita, da. Acolo există o legătură și pe sub pământ între hanul unde a băut Eminescu cu Creangă și Casa Pogor. Și în 1848 au făcut acolo un fel de tunel. Și foarte interesant, adică e un oraș care e o mlaștină de cultură și care acum mă bucur că s-a modernizat, adică dacă te duci acum și vezi Palatul Culturii, chiar te simți într-o țară civilizată și într-un oraș mare. Deci ce crezi că ar putea lua Bucureștiul, dacă ar fi posibil, de la acest oraș? Ar trebui pus mai mult accentul pe clădirile istorice, pe monumentele arhitecturale din oraș? Asta te întrebam. Vezi tu, centrul vechi reprezintă o mare înșirire de baruri și de cluburi și așa mai departe. Dar când spui centrul vechi, ar trebui să însemne cu totul și cu totul altceva. Clădirile acelea care au... Și nu numai clădirile, ci faptul că sunt multe zone vechi în București de care nu se profită. Eu cred că lucrurile încet, încet vor fi într-un fel sau altul separate, sau că e foarte complicat să îmbini ATN-ul cu o cârciumă. ATN-ul trebuie să-l lași așa cum e el, știi? Nu poți să-i tragi în față o terasă. Referindu-ne la activitatea ta și a trupei, ce amintiri frumoase ai legate de București? Nu știu eu, poate unde ați filmat primul videoclip în București sau unde ați avut primul concert în București? Primul concert a fost în Piața Constituției. Acolo am cântat 3 piese. Vorbim de anul 1998. Și am avut concert. Eu mult spus concert. Am cântat și noi 3 cântece. În fața Casei Poporului și era ora 4 după amiază, erau vreo câteva sute de oameni, dar ni s-a părut așa foarte tare, că eram pe scenă mare, Piața Constituției care este uriașă, cu Casa Poporului în față și am zis, așa e un început interesant. Și videoclipuri ați filmat în București? Marea majoritate a videoclipurilor le-am filmat în București, pentru că n-am băgat bani în cazări, mese, transport și așa mai departe. Normal că faci acasă. Toate lucrurile și relațiile pe care le ai, marea majoritate, sunt aici, unde te miști. Când simți nevoia să te relaxezi, unde te duci să te plimbi? Acasă. Acasă mă relaxez cel mai bine, dar dacă vreau să mă plimb, în general ies din București. Nu mi se mai pare Bucureștiul un loc în care să poți să te relaxezi. Mă refer parcuri oriunde, stradă, bulevarde, inclusiv duminica este nebunie. Și cu Teodora, de exemplu, cu fetița ta, unde te duci la plimbare? Tot așa, în afara Bucureștiului. În afara Bucureștiului. Snagov, Mogoșoaia. Dacă ar fi să alegi ceva ce admirai în Bucureștiul de altă dată, ce anume ar fi, dincolo de ce spuneai mai devreme cu Calea Victoriei și oamenii care se salutau? Mă refer și la aspectul orașului, nu doar la populație. Nu, diferența este foarte simplă. Noi am uitat ce înseamnă elita Bucureștiului. Elita Bucureștiului este practic acum un fel de cine are mai mulți bani și cine parchează mașina cea mai scumpă. Spre deosebire de anii despre care tu vorbești, când oamenii, de fapt, discutau despre valoarea umană și despre valoarea morală și despre valoarea culturală a persoanelor. Și asta face marea diferență, pentru că oriunde ne-am duce, tot ce se pregătește este pentru ceea ce cine urmează să vină. Dacă ai avea tu posibilitatea să schimbi ceva în oraș, ce ar fi de schimbat, în primul rând? Ce te-ai gândit să faci? Să fie mai frumos, să fie mai liniștit, să fie mai curat, dacă vrem. Ce crezi că ar trebui făcut? Sunt foarte multe lucruri de făcut. Iar cred că primul lucru ar trebui ca regulile să fie respectate. Pentru că Bucureștiul a ajuns să aibă foarte multă lume necivilizată. Inclusiv regulile de bun simț, adică... Da. Și atunci pornim de la oameni. Trebuie să încercăm să educăm oamenii, să schimbăm oamenii, să înțeleagă despre ce e vorba, să înțeleagă că este un oraș capitală europeană. Pentru că știi ce este surprinzător? Românul când se duce în Occident e civilizat. La el acasă nu e. Pentru că acolo vede niște reguli și îi se pare ciudat să nu le respecte. Dar aici, dacă există reguli, nu le respectă. Lasă bă, că nu e problemă. Un dat a fost o campanie foarte interesantă în care s-au pus foarte multe coșuri de gunoi și scria pe coșuri: aruncă în mine ce nu-ți convine. O chestie foarte deșteaptă, da. și lucrurile astea ar trebui făcute foarte, foarte des, până să împământenește lucrul ăsta. Cum este și cu aruncatul de plastic, hârtie. Și părerea mea este că Bucureștiul are foarte multă nevoie de spații verzi. Și de foarte multe locuri de joacă pentru copii. Și cred că Bucureștiul mai are nevoie de spitale puse la punct. Cred că Bucureștiul are nevoie de tot ceea ce există într-o țară civilizată și nu există în București. Pentru că am făcut atât de multe, adică avem toți ultimul tip de mașină. Avem toți restaurante de fița fiței, unde mănânci ce vrei tu, unde bei cele mai alese băuturi. Dar nu ne-am gândit niciodată ce facem cu omul normal, cu omul de jos, unde se distrează el. Condiție medie, să zicem. E un punct în plus că s-au deschis 2 aquaparcuri. Dacă vrei să te duci să faci... piscinele toate sunt private, numai foarte puține stranduri făcute din banii statului. Pentru că vorbim despre o masă mare de oameni. Sunetistul nostru de studio lucrează în Elveția. Așa. Și la un moment dat mi-a zis că a fost cu niște prieteni de la studio, a fost la strand. Strandul făcut de primărie. Și a văzut că e un mare bazin unde erau foarte mulți copii. Și s-a văzut că nu e niciun salvamar. Și l-a întrebat pe elvețian: păi da, la voi copiii ăștia stau așa nesupravegheați? A, ce, păi nicio problemă, ce, tu nu știi, toți elvețienii știu să noate. Păi cum? Păi zice, notul e obligatoriu în clasele 1-4. Deci despre asta vorbim. Și atunci vorbim și de sănătate și de eliberarea energiei unui copil și așa mai departe. Te întrebam dacă există un loc, o clădire anume, unde să ți se fi întâmplat ceva frumos și pe lângă care să treci și să ai așa un soi de emoție sau un soi de bucurie. Întotdeauna am să trec cu mare, mare bucurie pe lângă Teatrul Național. Pentru că acolo a fost primul concert al nostru mare pe care l-am făcut. Aniversar. Da, când aveam 5 ani de formație, care a fost sold out cu 10 zile înainte, într-o perioadă în care se făceau foarte puține concerte pe bilete. Și cred că Teatrul Național are așa o încărcătură și culturală și emoțională și de toate felurile. Și când te gândești că pe scena aceea au jucat cam toți monștrii sacri ai teatrului românesc și probabil că dacă n-aș fi fost cântăreț, aș fi fost actor. Și cred că și de-aia am așa o bucurie când văd Teatrul Național. Știu că tu te-ai implicat de multe ori în campanii umanitare, ba chiar ai o fundație. Avem, da. Ai fi dispus să te implici împreună cu trupa, eventual, și într-o astfel de campanie pentru București? Dacă s-ar face? Da. Ceea ce am făcut împreună cu Liana pentru Spitalul Marie Curie a fost făcut tot pentru București, pentru că Spitalul Marie Curie reprezintă o ultimă graniță a ceea ce înseamnă sănătatea pediatrică a copiilor din România. Și cred Liana Stanciu, soția ta. Da. Și cred că aici a fost o implicare tot legată de București. Pentru că Marie Curie nu este un spital al Bucureștiului. Marie Curie a devenit un spital național, unde vin copii din foarte multe locuri. Și dacă te duci vreodată să faci un sondaj câți copii sunt din provincie și câți copii sunt în București, cred că proporția este cam de 65-70% din provincie. Așa este. Dar m-aș implica într-un gen de campanie, m-aș implica în orice fel de gen de campanie care ajută la schimbarea mentalității și educației românești. orice fel de campanie civică, indiferent de ce natură, important este să aducă ceva bun. Da, nu știi că pe vreme... Uite, am rămas profund surprins, ca să înțelegi ce vreau să spun, că sunt două lucruri. Atunci când eram copil, se crea așa un fel de echipă, un fel de team care săpa în fața blocului pământul ăla, mult puțin cât era el, și care mai planta un pom, mai planta un copac, mai punea flori. Da? Nu venea atunci ADP-ul să facă treaba asta. Făceau oamenii care stăteau. Și am rămas, vezi, apropo de cum se schimbă lumea. Iar acum mă uitam la televizor, acum vreo 2 ierni, într-un cartier în care au venit cei care ridică mașinile de la primărie și au ridicat o mașini care erau până peste ele cu zăpadă, da? Și au făcut curat și le-au pus la loc. Unde este spiritul civic? Adică dacă nu există acest spirit civic, nu poți să ai pretenția ca autoritățile. Și că îți mai dau un exemplu din Elveția. Dacă pleci cu mașina cu zăpadă pe ea, ai luat vreo 1500 de franci elvețieni amendă. Amendă, da. Regulile astea și lucrurile astea, dacă ar începe să se introducă, uite, s-a reușit cu cauciucurile. Toată lumea vezi că e căpiată când vin octombrie să schimbe cauciucurile. Deci se poate, în momentul în care faci o regulă și te ții de ea și îi da câteva exemple, din momentul ăla lucrurile pot fi făcute cum trebuie. Noi de asta avem nevoie, de civilizație. De educație, să ne aducem aminte că cei 7 ani de acasă nu sunt inutili, ci sunt foarte necesari, și să îi punem în aplicare. Corect. Care a fost cea mai mare trăznaie pe care ai făcut-o în copilărie și în ce loc din București? Cea mai mare trăznaie? Imediat după Revoluție, la Sala Palatului, acolo în jurul Sălii Palatului, sunt niște ciuperci, care sunt practic niște guri de aerisire. Și după Revoluție, noi neavând înainte de Revoluție acces să intrăm ca orice copil, vrei să descoperi tot felul de locuri, și ne-am trezit pe acolo până niște chestii de genul ăsta și la un moment dat ne-am speriat pentru că intraseră băieții, acolo era o unitate militară chiar în spatele Sălii Palatului. Și băieții aia săraci intraseră în panică, n-au înțeles ce umblă pe acolo și cum era treaba cu teroriștii, cu nu știu ce, era 90, în toamnă, așa, după vară, deja fusese panică, așa, și ne-am panicat și noi, că îți dai seama, când iese armata după tine, da. E cam panică. Da, păi, acolo prin curtea, în colțurile Sălii Palatului erau și niște santinele, niște ofițeri, da, care... Bine, era un avantaj pe vremea aia, pentru că aveam un teren de fotbal impecabil, pentru că acolo se tundea gazonul săptămânal și era impecabil, deci la nivel de stadion adevărat. Dacă ar fi să faci o urare Bucureștiului, acum că urmează să împlinească 555 de ani, ce i-ai ura? Liniște. Liniște, pentru că a ajuns un oraș cu prea mare tămbălău, cu prea mare gălăgie și de cele mai multe ori oamenii se înrăiesc din cauza asta. Pentru că au senzația că ăla de lângă el e în fața lui și că ăla din spatele lui s-ar putea să-i tragă una. Nu mai există bunătatea aia de a fi co-orășeni, co-cetățeni. Și asta aș ura, liniște. Atunci când e liniște și lumea devine mai pacifistă, mai naturală, nu trebuie să te mai duci în piață, să te bați, să stai la cozi interminabile. Mi se pare foarte ciudat că în România încă se stă la coadă. Da. Și în București cu atât mai mult. Și cred că ar mai fi o chestie. Cred că o educație a șoferului. Am mers în câteva capitale europene și mă uit că atunci când șoferul din dă semnal să se angajeze pe o altă bandă, instantaneu cel din spate îl lasă. La ei nici nu există aia cu pus pe avarii și astea sunt prostii. Asta doresc Bucureștiului, liniște și, să zicem, educație. Ar fi bine să se întâmple asta. Îți mulțumesc frumos. Plăcere.